Țandule, auzi, stai ușor. Vedeți, măi, oameni, măi, cum stă Sandu Ciorbă și Bodo la lucru de sărbători, ca să vă dea ei o muzică, să vă distrați. Să vă dăm calitate. Calitate. Dar întâi de unde? Omul ăsta stă de 3 zile aici, am atex de pace, de acolo, uite. De 3 zile, Nelson, tot aici. Deci, auziți aici, știți câte hârtii o scris? Cam vreo 35, ca să scoată o melodie și din alea 35 alții își mai... Deci din alea 35 mai face alții 7. Încă 35 de melodie. Mă terorizează Nelson ca să fac o melodie cum a fost el mai de mult când a fost îndrăgostit de una, știi? Vrei să saboteze filmarea. Vrei să mă despartă de muiere. Aia era româncă. Aia era româncă, cât s-o chinuit el pentru ea. Dar ce se s-o chinuit, că nu înțeleg. No, până s-o postească, până s-o făcălească, până s-o ducă, până s-o ducă. S-o chinuit? Ba nu. Dar are să-mi trebuie mult, mă, pentru ăsta. La, cu asta i-a trebuit foarte. Asta a fost șmecheră. Da? A fost șmecheră. Da. Serio? Da. Șmecheră. Asta i-a dat de cap și dinții din gură eu în cap. Asta l-a lăsat fără dinți în gură, atât o moșcat-o. I s-a tocit. Se știe că e vorba de frumoasa lui nevastă, de Liliana, care Ciorbe spune să rămână. De-aia am zis, aaa, da, la început, la început, să mor, dacă un pic... Costat un pic, să se ridească unghii, care-i treaba? Da, domnilor, cele mai frumoase melodii, eu le-am zis. Sandule, că eu nu mă laud, că-s melodiile mele... Auzi, cele mai frumoase melodii, dar și muncite. Și muncite, Nelson. Păi, când le aud mâncați așa alea să moră, dacă nu mai ies din casă, îmi pui sticla, beau, mă petrec singur pe melodiile alea. Auzi, tot mă treabă, Nelson, cum începe prima melodie. Și atunci, auzi, cum e textul. Apoșoi veni mândru la tine, dar sâmbata, duminica și luni. Și marți nu mai. Eu m-am spus, măi, oameni, că treabă grea aici. Mă, numai luni, până luni, că marți, vedem, fac apagerile. Nu, că după stoporul ăla urmează. Nu știu ce faci cu mine. Că mă țâca pe cărbuni. Pa, 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 pa. Nelson. Ca să înțelegeți cum se treabă. Băi, oameni, bă, auziți aici, asta-i scos acum, nu ce-o scris pe hârtie. Nu, da, că hârtie a lăsat ce trebuie. Și vorba cea mai tare, că nici n-am auzit-o până acum. Care, asta? La alte, să zic că... Dar nu mă, dar... Acum vorbim... Vorbile astea. Vorbim de cine vorbim? Nu vezi cum am mătăperia. Nu te perie, mă, omule, pătim când te perie, îmi direi cu aia. Mătăperia, că știi că despre aia, știi cum... Tarala, tarala, tarala. Vă pupă tata Nelson Mondialul Bodo și bineînțeles Sandu Ciorbă, care... Băi, oameni, să se mai nască unul pentru... Deci pentru... A treia spiță de tineret să-i înveselească. Mă, auzi? Unul ca el. Am spus o vorbă, că am pus o poză cu el și eu n-am mințit. La vremuri noi, la vremuri vechi, tot noi. Tot noi. Tot corect. Noi. Dar pe cine? Corect. Cine alții? Dacă nu noi, cine? Dar avem melodia aia, cine să știa? Nu, exact. Salut pe toți fanii lui domnul Nelson Mondial. Îi spun domn pentru că este un domn și yes, un da. Și urmează Colinda, mă! Să știți că Nelson știe să cânte și Colinde, să știți, Colinde. Că au fost la multe femei care le-au Colinda, de acolo au învățat Nelson. Îi dă din cap să gale. Da, poezii ce știu să recit, câte poezii le-a spus. Știi că de Ion Creagă, de ăia. Au că poezii de Ion Creagă, de aia. Ion Creagă poezii, Eminescu, de aia. Salut totodată și pe toate fanele mele, care sunt gagicile de Nelson, care știu că mor și după mine. De ce le-am? Banditii!
Banditi Sandu, băi. Să mă caute pe Facebook. Au! Facebook-ul meu este la Bodo. Dacă vrei ceva de la regele Sandu, aici. La Bodolan. Da. Da, domnilor. Ați avut ocazia să-l ascultați pe Sandu Ciorbă puțin așa în la... În creație, să-l vedeți când compune. Deci nu-i băgat cu totul, mai glumește, mai râde. Pe altfel cum se face mersul când avem cum? Da, iubire. Of, iubire, of. Of, iubire, of. Vă pup.